Elevii școlii gimnaziale Mihai Viteazu din Strehaia le-au oferit adulților și celor care lasă deșeuri în urma lor o lecție de civism. Copiii au curățat stadionul orașului Strehaia și alte străzi care se umpluseră de gunoaie. Ei au fost primii care au dat curs invitației Asociației Samurai Civic România, care a organizat acțiunea de ecologizare. Impresionați de spiritul civic al copiilor, reprezentanții asociației au răsplătit cu diplome, pixuri și abonamente gratis la o sală de sport din oraș. De asemenea, copiii au avut ocazia să-l cunoască pe actorul Ion Ionuț Ciocea, cel care interpretează personajul Brânzoi din La Sfierbinți. De elevi ai școlii gimnaziale Mihai Viteazu din Strehaia au reușit să spele rușinea adulților din oraș. Tinerii cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani au adunat 10 de saci de deșeuri lăsate în zona stadionului din oraș. Copiii au fost singurii care s-au implicat în inițiativa de ecologizare organizată de Asociația Samurai Civic România. Aceștia au fost susținuți la rândul lor de un consilier local. Chiar au făcut o treabă bună, au igienizat stadionul Strehaia și am considerat că trebuie compensat și altfel ca să vadă că le sunt recunoscute anumite fapte bune care le fac pentru societate. Și așa, împreună cu președintele asociației, am luat hotărârea de a le oferi anumite brățări electronice pentru fitness și câte un pix personalizat împreună cu o diplomă. Pentru efortul lor, reprezentanții Asociației Samurai Civic România i-au răsplătit pe copii cu diplome, pixuri și abonamente gratis la o sală de sport din Strehaia. Te bucur că ai primit acest premiu? Da. Ce ai făcut tu la ecologizare? Am curățat tot stadionul. Am ascuns gunoaiele de pe stadion, făcându-l mai igienizat și pentru toată lumea când vine acolo să se bucure de el. Cu cine ai participat la ecologizare? Am participat cu colegi, prieteni, colegi de fotbal. Era stadionul plin de gunoaie? Era foarte murdar, multe gunoaie. Ai primit și un premiu, ai primit și o diplomă? Da, și îmi plac foarte mult lucrurile pe care le-am primit. Ce ai curățat tu pe stadion? Au fost foarte multe gunoaie. De inițiativa asociației a aflat și un profesor severinean care le-a sărit în ajutor copiilor. Acesta este chiar directorul școlii Constantin Pufan și a declarat că își dorește ca astfel de inițiative să fie demarate mai des la Drobeta Turnu Severin. Sunt foarte importante aceste ecologizări pentru elevi, în special pentru a dezvolta spiritul civic în rândul lor, pentru a învăța să fim mai buni, pentru a învăța să iubim natura, să iubim mediul înconjurător. Până la urmă trebuie să dăm dovadă de multă ajutorare asemenilor noștri, trebuie să conștientizăm importanța păstrării unui mediu curat. Pentru elevii participanți la ecologizare, surprizele s-au ținut lanț. Aceștia au avut ocazia să-l cunoască pe îndrăgitul actor Ion Ionuț Ciocea, cel care interpretează personajul Brânzoi din La Sfierbinți. Ion Ionuț Ciocea este membru al Asociației Samurai Civic și îi încurajează pe tineri să se implice în toate activitățile de voluntariat. Sunt încă de la început, de acum 3 ani, și pentru mine reprezintă un mod plăcut și util de a-mi gestiona timpul liber puțin pe care l-am. Cu ce se mai ocupă acest ONG? Ce activități? În general se ocupă cu acțiuni umanitare, cu acțiuni de ecologizare, să le zic bionaturale. Adică am avut acțiuni de strângere a peturilor, am avut acțiuni de tot la fel de strângere a deșeurilor și a tot ceea ce înseamnă neutil naturii. Ne-am bucurat foarte mult să avem o deschidere și să acceseze acestei mișcări, aceste acțiuni, copii din școala generală, copii din clasele a 5-a și a 6-a, în număr de 28 de copii, și un cadru didactic care i-a însoțit și i-a mobilizat, i-a îndrumat pe timpul acțiunii, unde s-au și reciclat materialele adunate. Reprezentanții asociației au mai desfășurat în zona Strehaia acțiuni care vin în sprijinul comunității. Aceștia le-au oferit elevilor din familii defavorizate din comanda ghiozdane și rechizite la început de an școlar.